Bună ziua, dragi prieteni, a emisiunii noastre. Așa cum v-am obișnuit de la începutul acestui an universitar, o dată la două săptămâni ne întâlnim cu voi pentru a discuta despre diverse aspecte ale pregătirii meseriei de jurnalist. De data aceasta îl avem alături de noi pe lector universitar dr. Marian Ilie, care... Bine ați venit, domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Bine ați venit. Cu dumnealui vom discuta în legătură cu diverse aspecte juridice ale meseriei de jurnalist. Mai precis, vom discuta în legătură cu unul dintre cursurile pe care domnia sa îl ține la facultatea noastră. Este vorba de cursul de legislația și deontologia presei. Domnule profesor, aș dori să punem discuția noastră de astăzi sub tema libertatea de exprimare. Însă, înainte de a intra efectiv în subiectul acesta, v-aș ruga să faceți pentru telespectatorii noștri o distinție între norma juridică, etică și deontologie, pentru că cel puțin etică și deontologie sunt concepte foarte apropiate, aproape cu tendința de a se suprapune, am zis aproape. Așa, doar. Așa aveți dreptate. Într-adevăr, așa cum știm, dezvoltăm, stimați studenți, concepte cu care vă întâlniți în mod frecvent de-a lungul ciclului de licență de care vă apropiați să-l finalizați. Vă dorim succes, având în vedere că se apropie și sesiunea de examene de iarnă. Sunt concepte pe care le utilizăm, le dezvoltăm și încercăm să le facem cât mai clare pentru dumneavoastră. Pentru cursul enunțat de către domnul profesor anterior, apare un grad de dificultate, să spun, puțin mai ridicat față de cele specifice specialității dumneavoastră, pentru că apar elemente de vocabular juridic, elemente și noțiuni de drept, elemente pe care este firesc, nu aveți de unde să le cunoașteți dacă nu vă sunt pregătite și predate în mod distinct, și cu această ocazie mulțumim celor care s-au gândit la realizarea acestei programe foarte atractive pentru dumneavoastră și prietenești totodată, care vă permite să deveniți și buni jurnaliști și ofițeri de presă, cât și specialiști în domeniul dumneavoastră de responsabilitate, în cunoașterea noțiunilor de natură juridică. Așa cum se sublinia aici, practic, între etică și deontologie, cunoașteți foarte bine, noi insistăm asupra acestor noțiuni, sunt multe întrepătrunderi, multe asemănări, sunt elemente ce țin de conduita noastră morală, sunt elemente ce rezultă dintr-un bagaj de activități anterioare, putem spune de cutum, așa cum denumim noi juriștii, în a realiza practici într-un anumit domeniu de activitate. Și așa cum vă amintiți, la cursurile pe care le-am parcurs și le parcurgem împreună, încercăm să facem această diferențiere între codurile care pun într-un anumit pachet normele juridice și codurile care pun într-un alt pachet, dar la fel de important pentru activitatea noastră, cele de natură etică, de morală, de deontologie. Și așa cum am înțeles, există diferențieri și din punct de vedere al forței pe care o generează pentru noi atunci când trebuie să respectăm aceste reguli, indiferent că sunt scrise sau nescrise, cât și diferențieri de consecințe pe care le pot produce în cazul în care ne abatem, să spunem, de la aceste reguli de conduită profesională. Este evident, ca jurist și de formația profesională își pune amprenta asupra activității fiecăruia dintre noi, înclin să accentuez întotdeauna rolul normei juridice, rolul reglementărilor care există într-o societate democratică. De ce subliniez aceasta? Pentru că norma juridică, așa, dacă ar fi să o definim pe largul și pe înțelesul cel mai larg pe care are înțelesul nostru, se referă la acea atitudine pe care o avem în conduita noastră, în activitatea curentă, chiar și cea zilnică și cea profesională, în societate, de a
respecta anumite cerințe formate și concretizate de-a lungul dezvoltării societății umane. Aceste cerințe s-au dezvoltat și pas cu pas ele au fost implementate în norme scrise, norme care au căpătat forță juridică și, dacă timpul ne va permite, o să facem și o scurtă analiză a normelor pe care le adoptă un sistem constituțional ce funcționează într-o societate constituțională, într-o societate democratică, într-un stat de drept, altfel spus. Norma juridică, prin structura acesteia, conține și obligații pentru noi toți, dar mai conține și sancțiuni și o să vedem că, dacă ar fi să analizăm stricto sensul această structură logico-juridică, întâlnim în conținutul unei norme ipoteza, deci acele situații prezentate care au generat necesitatea apariției și adoptării unei reguli juridice, elementele ce au conținutul acestei norme, deci practic ceea ce trebuie să aducem la îndeplinire sau ceea ce nu trebuie să facem, precum și reacția statului, reacția sistemului de drept față de atitudinea noastră în cazul în care am încălcat o normă. Spre deosebire de norma juridică, codurile deontologice, normele de etică profesională, conțin obligații pentru noi toți în domeniul de specialitate. De exemplu, în domeniul medical, cunoaștem că există numeroase coduri profesionale adoptate. În domeniul jurnalistic există de asemenea și al presei scrise sau al celei audiovizuale. Există norme în domeniul celor care transmit informații publice, al celor ofițeri de comunicări de presă, al ofițerilor de public relations, cum mai sunt ei denumiți și așa mai departe. Cert este că toate aceste reglementări ne ajută pe noi toți să avem o anumită conduită și să putem să dezvoltăm în activitatea profesională pe care o desfășurăm concepte valoroase și să transmitem informația către public la adevărata ei valoare, cu obiectivitate și, desigur, cu profesionalism. Din punct de vedere al reacției statului față de atitudinea noastră, evident că forța acestor reacții este diferită dacă încălcăm o normă juridică sau dacă încălcăm o normă de deontologie profesională, o normă pe care ne-o asumăm, ne obligăm să o respectăm, dar pentru încălcarea căreia nu ne alegem, să zicem, cu un dosar de cercetare, cum se întâmplă dacă încălcăm o normă juridică, să zicem, ce poate constitui un pericol social deosebit de grav, și aici mă refer la o infracțiune, pentru că vom vedea și analizăm în conținutul cursului pe care îl parcurgem că există și infracțiuni și delicte de presă și că acestea trebuie evitate, dar din contră, prin atitudinea noastră trebuie să dovedim că am fost informați, că suntem pregătiți și cunoaștem legislația foarte bine. Acesta este unul dintre obiectivele acestui curs, de a vă informa, dragi studenți, care sunt limitele legalității în desfășurarea activității dumneavoastră, care sunt drepturile și cum vă protejează sistemul de drept pe dumneavoastră, care sunteți practic jandarmii de pază ai unei societăți democratice și aceia care sunteți obligați și aveți datoria morală față de societate să semnalați abuzurile comise de către persoane ce ocupă și dețin funcții publice, să semnalați neregulile din administrația publică, centrală sau locală, să sesizați toate aspectele care afectează bunul mers al societății umane și aveți un rol deosebit de important. Subliniez că regăsesc în atitudinea dumneavoastră pe parcursul întâlnirilor pe care le avem această importanță a actului profesional pentru care vă pregătiți să-l desfășurați și vă doresc să reușiți să realizați cu profesionalism și cu maximă obiectivitate, pentru că aceasta va fi apreciată întotdeauna. Caracterul informației, că ce ajunge la consumatorul de știre, trebuie să fie ferm, trebuie să fie deschis, trebuie să fie obiectiv. Nu au loc interpretările sau opiniile dumneavoastră personale și am subliniat de atâtea ori și v-am dat și exemple concrete că putem să avem opinii personale atunci când ne pregătim să transmitem acea informație sau când analizăm spectrul informațional pe care trebuie să-l parcurgem pentru a identifica o știre cu adevărat de senzație pentru public, pentru societate. Revenind la problematica aceasta, într-adevăr este, domnule profesor, o
analiză extrem de sensibilă ce poate fi efectuată între câmpul de aplicare și domeniul de aplicare pentru normele de natură morală, pentru problemele de natură etică, de deontologie profesională versus normele juridice. Normele juridice, spunem noi, sunt cele care ne obligă să avem o atitudine și pe care le respectăm de bunăvoie. În caz contrar, apare forța de constrângere, deci forța de coerciție a sistemului pe care noi, oamenii, l-am creat. De ce am creat sistemul statului de drept? Tocmai pentru ca societatea să dezvolte normal, societatea să poată să prospere și toți ceilalți cetățeni, subiecte de drept intern și în anumite situații și de drept internațional, iată, suntem membri ai Uniunii Europene și avem o dublă cetățenie, cea a statului de origine și cetățenie europeană. Ambele cetățenii conferă și drepturi și obligații, dar despre acest aspect asupra modului de protejare a drepturilor pe care le avem, peste câteva minute poate reușim să dezvoltăm câteva aspecte și despre sistemul de protecție al libertății de a ne exprima liber opiniile în cadrul Uniunii Europene și, desigur, în cadrul țării noastre a statului de drept în România. Practic, din punct de vedere constituțional, act normativ ce constituie legea fundamentală a unui stat, sunt prevăzute reglementări clare, precise pentru a statua care sunt drepturile și obligațiile noastre ca cetățean, ca subiect de drept și ulterior pentru a crea posibilitatea dezvoltării în profesii pe care fiecare dintre noi ni le alegem. Am putea formula mai pe scurt această distinție în felul următor, aș dori să vă întreb, adică în timp ce norma juridică impune un anume comportament, principiile morale și cele deontologice doar recomandă un anume comportament. Am putea spune așa? Într-adevăr, este un aspect esențial sesizat de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru aceasta, că din punct de vedere al forței juridice, norma juridică ne obligă să avem o anumită conduită, să îndeplinim sau să nu îndeplinim un fapt anume, o acțiune sau o inacțiune, spunem noi, dar pe când norma, regula scrisă într-un cod profesional, care chiar dacă poate genera sancțiuni, să spune că este mai permisivă, mai supletivă, deci nu ar fi atât de drastică încălcarea acesteia, ci într-adevăr ne determină pe noi să ne aplicăm, să o respectăm din respect pentru acea atitudine ce ni se recomandă să o avem în exercitarea unei profesii. Și chiar față de meseria pe care o practicăm. Aș dori să vă întreb dacă libertatea de exprimare presupune și norme juridice și reguli etice și deontologice, dacă ea trebuie să se supună deopotrivă celor două aspecte. Cu certitudine, acest drept fundamental pe care oamenii l-au câștigat de-a lungul secolelor este în prezent componentă în norme juridice consacrate și în norme aplicabile pe scară internațională, deci aplicabile în dreptul internațional și norme ce au valabilitate în cadrul Uniunii Europene, deci pe suprafața și pe teritoriul acestor state membre, precum și norme care se regăsesc în Constituție. Deci iată, o forță juridică net superioară. De ce? Tocmai datorită necesității de a proteja acest drept fundamental al omului, de a-și exprima liber opiniile, de a transmite informațiile către public în orice mod este legal și este posibil, cu obiectivitate, astfel încât aceste informații să ajute la dezvoltarea societății umane. Acesta este scopul final al activității pe care o veți desfășura dumneavoastră, dar studenți, de a fi jurnaliști, de a fi informatorii noștri, cei care ne transmit și ținem legătura cu situația faptică reală și ceea ce reușim să transmitem celorlalți colegi prin intermediul
prin intermediul presei scrise sau audiovizuale, pentru că, spuneam anterior, este o componentă foarte importantă aceea de a transmite cu obiectivitate, aș putea spune cu celeritate, deci cu rapiditate să informăm publicul, tocmai pentru a avea eficiența acea normă. Cu siguranță ați discutat la cursuri despre modalități și tehnici de redactare a unei informații de presă, a unei știri, care trebuie să fie, să aibă o anumită structură, gen piramidă răsturnată, ca să captăm atenția publicului și pe urmă să venim cu informații și detalii suplimentare, pentru că numai așa ne vom câștiga încrederea în auditoriul pe care îl avem, în consumatorul de informație. Într-adevăr, din punct de vedere al forței juridice, dacă timpul în această emisiune ne permite, voi sublinia și cam care este caracterul actelor normative pe care le adoptă un executiv în cadrul unui stat de drept, pe care le adoptă legiuitorul, și să vedem cam care este interacțiunea dintre acestea. Sunt aspecte foarte importante pe care am observat că studenții le ascultă cu plăcere, chiar sunt interesați pentru a le cunoaște, și au conștientizat faptul că dacă vor cunoaște aceste drepturi și obligații în mod corelativ, vor avea cadrul necesar să desfășoare o activitate cu un alt profesionalist de înaltă ținută. Și evident, dacă respectăm norma juridică, respectăm și normele de conduită profesională. Din ce punct de vedere ar fi necesară reglementarea juridică a statutului jurnalistului și a comunicatorului în general, a ofițerului de presă sau cum vrem să-i mai spunem? Este o activitate foarte importantă pe care o desfășurăm noi oamenii în cadrul unei societăți normale. O activitate cu o înaltă pondere socială și cu un mare impact, creator de atitudini, creator de imagini, de reacții din partea celor care primesc și receptează acea informație pe care o transmitem, indiferent de modul prin care o facem. Și tocmai de aceea, spuneam anterior, există documente internaționale care au creat posibilitatea să protejeze acest drept la liberă exprimare și ulterior statele au inclus în legea lor fundamentală și în alte legi speciale și au protejat și protejează acest drept la liberă exprimare. Am făcut o selecție din numeroase acte normative aplicabile în plan internațional pentru studenți, dacă vor să-și noteze, și aș ruga regia să afișeze slide-ul pregătit pentru ei, cu câteva documente, rezultate dintr-un istoric de după secolul al XII-lea sau chiar al XIII-lea, privind dreptul și protejarea dreptului la liberă exprimare. Acest Bill of Rights, care practic a constituit simbolul dezvoltării drepturilor și formării acestei categorii de drepturi fundamentale pentru noi, pentru oameni, a fost ulterior dezvoltat și creat de așa manieră încât pe timpul Revoluției franceze s-a adoptat un primă declarație ce va avea o rezonanță istorică deosebită pentru toate statele lumii aceea, în care sunt recunoscute drepturile și libertățile cetățeanului, și ne aducem aminte această denumire de cetățean care schimbă practic raporturile între subiectul de drept și statul respectiv. Omul nu mai este considerat un sclav, nu mai este considerat un simplu obiect, o simplă unealtă la îndemâna puterii vremelnice a acelui orânduiri, ci el are drepturi și, desigur, va avea și obligații. Ulterior, după crearea sistemului contemporan modern, acest drept la liberă exprimare este inclus pentru prima dată în Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către Națiunile Unite într-un consens covârșitor la 10 decembrie 1948 la Palatul Chaillot din Paris. O declarație care, chiar dacă are un preponderent caracter politic, este foarte important momentul adoptării, imediat după cel de-al doilea război mondial, și va constitui de asemenea punctul de plecare pentru numeroase alte documente internaționale, precum pactele privind drepturile noastre civile și politice adoptate în decembrie 1966, tot de către Națiunile Unite, și foarte important pentru noi europenii, Tratatul de la Roma privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului european din 1950, tratat care va constitui izvorul creierii unui sistem jurisdicțional de protecție a drepturilor
drepturilor omului. Și în acest sens aș dori să fac doar cu titlu de exemplificare o trimitere către dumneavoastră să studiați că avem o cazuistică bogată în acest domeniu, în sensul protejării dreptului la liberă exprimare, inclusiv în România. Jurnaliști consacrați, veritabili monștri ai presii scrise și audiovizuale, în 1995 au îndrăznit să critique puterea de la acel moment, în speță președintele statului, și au fost condamnați penal până la instanță tip tribunal, deci al doilea grad de jurisdicție. În final, aceștia au fost achitați pentru că s-a recunoscut că dreptul la liberă exprimare nu trebuie să fie constrâns de codul penal, în speță articolul 238, care protejează autoritățile statului împotriva unor ingerințe din partea societății civile, ca să spun așa cu ghilimele de rigoare. Instanța în înțelepciunea acesteia a dispus că acest articol are limitări, articol de cod penal, pentru că presa trebuie să se exprime liber și că un punct de vedere exprimat, dacă este și argumentat și dovedit, acesta trebuie să transmis societății civile. Mai mult decât atât, cei doi ce e vorba despre cauza Roșca, Stănescu și Ardeleanu s-au adresat ulterior și Curții Europene a Drepturilor Omului, care, chiar dacă a invalidat solicitarea acestora pentru că se considera că le-a fost vătămat dreptul la liberă exprimare, prin faptul că ei au fost achitați și n-au mai fost condamnați, s-a dovedit că, într-adevăr, cadrul juridic existent și valabil, constituțional la acea dată, a funcționat în limitele respective, dar un mare câștig s-a realizat. Art. 238, în forma sa inițială din codul penal, nu mai există, presa este liberă să se exprime și are și există garanții constituționale. În privința acestor garanții constituționale, dragi studenți, vom face și sper să avem această posibilitate, o analiză a evoluției istorice de la prima noastră Constituție din 1866 până la cea în prezent, care, așa cum foarte bine știți, a cunoscut o ultimă revizuire în anul 2003. Și libertatea de exprimare, vă spun că s-a regăsit și este în conținutul acestei legi fundamentale a statului nostru, cu mai mult sau mai puține valențe în funcție de societatea democratică sau cea comunistă pe care am parcurs-o noi în această perioadă. Și să vedeți schimbări de tonalitate, restricții impuse, schimbări de atitudine vis-a-vis de persoana profesionistului, dar al celor care are curajul să informeze societatea despre neregulile ce există la un moment dat în rândul acesteia. Și recunoaștem și noi, specialiștii în drept, că e nevoie să avem specialiști și în domeniul jurnalismului, a relațiilor publice, care să aibă curajul și cunoștințele necesare să ne transmită informații corecte și pertinente. Sunt elemente pe care le subliniem de fiecare dată studenților noștri, îi vedem foarte atrași de studiu și vin în sprijinul nostru și noi venim în sprijinul lor, astfel încât să devină veritabili absolvenți haretiști cu rezultate foarte bune și să devină nume sonore pe piața mediei românești și nu numai. Așa cum le spunem și la curs, piața Uniunii Europene este extrem de atractivă și receptivă la valori, la valorile umane, și e bine să ne orientăm, să identificăm aceste oportunități și să dovedim tuturor statelor membre din Uniunea Europeană sau de ce nu din lume că avem oameni foarte bine pregătiți și foarte valoroși sub acest aspect. Disciplina este una fundamentală, știți foarte bine, v-am pus pe sistemul electronic Blackboard un sistem pe care îl avem și avem această facilitate în cadrul universității, Spiru Haret, îl avem funcțional, vă este foarte ușor folosibil, este prietenos cu dumneavoastră, l-am încărcat cu toate informațiile, vă recomandăm să utilizați, să-l accesați și vă dorim mult succes la examenele care urmează. Domnule profesor, pe măsură ce vorbeați, îmi veneau tot felul de întrebări în minte pe care aș fi vrut să vi le adresez. Din păcate, nu pot face acest lucru, pentru că întotdeauna timpul este limitat. Însă, vă pot face o mărturisire pe final. Pentru mine, domeniul dreptului presupunea ingerarea de legi, a învăța pe rost legi. Ori, am observat în felul în care vorbiți dumneavoastră despre legislație și deontologia presei,
că se poate face un discurs nu doar competent, ci și pasionant. Asta ați reușit să faceți astăzi. Vă mulțumesc. Dimpotrivă, eu sunt cel care trebuie să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre și să știți că nu o să scăpați, o să mai existe și altele. Răspund cu drag invitație. Mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ați fost alături de noi astăzi, propun să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri. Toate cele bune! La revedere!